Mai doar câteva zile până la decernarea premiilor New York Film Festival și v-am promis că vom cunoaște mai bine săptămâna aceasta jurnaliștii de excepție nominalizați la ediția din acest an a prestigioase gale. Reportajul Femei în război, realizat de colegele mele Sonia Simionov și Loredana Popovici, are toate șansele de a câștiga marele premiu la secțiunea Reportaj Special. Un material cutremurător despre război, deșert, misiuni periculoase, arme, gloanțe și degetul permanent pe trăgaci. Sonia și Loredana au format prima echipă de jurnaliști exclusiv feminină care a participat vreodată la misiuni reale în zona de conflict din Afganistan. Femeile jurnaliste au urmărit prin obiectivul camerei femeile soldat și nu fac cu nimic mai puțin decât colegilor bărbații. În misiune știi doar când pleci, niciodată nu știi când te întorci sau dacă te mai întorci. Suntem în provincia Kandahar, foarte aproape de una dintre fostele baze Al-Qaeda, în același timp una dintre bazele de instrucție ale lui Osama Bin Laden. I am Sonia. 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 And I'm dau casca jos. And I'm a journalist from Romanian television. Îi este greu unei femei într-o lume a bărbaților? Nu. Femeia este puternică din toate punctele de vedere. În spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice se află multă muncă. Și Sonia și Loredana sunt invitatele mele. Fetelor, bună dimineața și bine ați venit! Bună! Felicitări! Mie recunosc de fiecare dată când văd aceste imagini, mi se face așa un gol în stomac și mă întreb cum a fost pentru voi în cele 15 zile pe care le-ați petrecut în acea zonă, o zonă în care cred că niciunul dintre noi nu-și dorește să meargă, decât în calitate de jurnalist, așa cum ați fost voi. E o experiență, într-adevăr. Acum chiar mă uitam la material, la prima parte pe care ați difuzat-o și, sincer, m-au trecut niște fiori. Mi-am amintit de locul de acolo și e o zonă de conflict, nu trebuie să ne ascundem, e zonă de conflict. Într-adevăr, noi avem rolul acolo în calitate de aliați NATO să apărăm locul respectiv, să instruim spre pace. Dar nu e totdeauna pace. Adică există săptămânal, probabil, atacuri cu rachete, inclusiv asupra bazei. Am avut și noi parte de câteva astfel de momente în care nu te aștepți, te duci destul de inconștient, mai ales la prima misiune și zici, ce mi se poate întâmpla? Sunt într-o bază NATO, sunt ok acolo și dar auzi... Dar eu cred că foarte multă lume își imaginează lucrurile acestea, că în momentul în care o echipă de jurnaliști merge acolo, acești oameni sunt foarte bine protejați, că nu li se poate întâmpla absolut nimic, ceea ce este deci total este, fals. Nu, este foarte real, dar sunt protejați atât cât se poate, la maximum pe care îl pot oferi militarii. Nimeni nu poate controla atacurile în momentul în care e o furtună de nisip, pentru că nu vezi. Correct. Nimeni nu poate controla atacurile suficient de bine, poate noaptea. Deci am avut incident, a fost găsită o mină lângă noi, un afgan voia să o arunce, au procedat, Loredana și amintește, foarte bine militarii noștri, și ne-au izolat instantaneu și ne-au protejat. Am fost primele protejate. Te duci, ați văzut mai înainte în casele afganilor și cel de lângă mine pe care l-ați văzut în imagine e polițist afgan și te cere în căsătorie. Și zice că dă 15 cămile pe tine. Și nu știi niciodată cum să reacționezi. Nu știi. Nu, ei femeile le desconsideră în poporul lor. Tu trebuie să te ascunzi, să ai ochelari, mască, să-ți pui o șarfă pe față, casca, vesta tot timpul. Vesta aia are 14 kg, casca aia are vreo 4. Mai mergi și cu echipamentul tău, cum e Loredana, asta trepied, vreau să întreb pe Loredana, și... pentru că pe lângă echipamentul acesta foarte greu, eu știu că și camera voastră este foarte grea, și te-aș întreba, Loredana, care au fost așteptările tale și care a fost realitatea de la fața locului până la urmă? Eu m-aș mai duce încă o dată, deci lăsând la o parte acest premiu, care este important, pentru că până bine, la urmă... această nominalizare momentan. Da. Eu cred că va fi un premiu. Să sperăm că are gura urită. Să sperăm.
Lăsând la o parte nominalizarea, mi-aș dori să mă mai duc încă o dată, pentru că și militarii zic că prima dată e de acomodare. Sunt curioasă ce aș face a doua oară când m-aș duce. Trebuie să recunosc că eu am emoții în fața camerei. Nu cred că ați mai văzut un cameraman care să aibă drag de cameră. Ești omul foarte bun în spatele camerei, dar exact. Eu cred că o să reușesc să le învingi, pentru că voi meritați din plin această nominalizare și tocmai de asta e important ca oamenii să știe ce simte omul care are camera în mână și care nu știe niciodată ce se întâmplă secunda următoare într-o astfel de arie. Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă vreunui militar i s-ar fi întâmplat ceva, Doamne ferește, să moară din cauza mea, că nu am respectat-o niște reguli. Am încercat să respectăm ceea ce ei ne spuneau să facem și mi-amintesc că atunci când ne-am dus la începutul acestei deplasări, i-am întrebat dacă îi ajutăm sau îi încurcăm. Mi-au zis cu jumătate de gură că îi ajutăm, iar la sfârșit au zis că au fost mulți jurnaliști pe aici, dar nimeni nu a simțit ca voi. Da, ei vorbeau despre empatie. Jurnalistul, în mod normal, se duce acolo, trebuie să recunoaștem, pentru propria experiență și pentru propriul CV și conștient sau inconștient de pericolul la care se expune. Noi nu că ne-am lăuda, dar cred că avem un grad de empatie un pic mai mare, poate, decât au alții. Și noi i-am urmărit pe acești militari, atât pe femeile militari, cât și pe colegii lor, mulți în subordinea lor, care au făcut exerciții cu 3 luni în urmă și noi am fost acolo și ne-am pregătit din punct de vedere psihic, fizic. Am exersat cu ei, am învățat ce vor face, au reconstruit sate afgane pentru a instrui pe cei care n-au fost. Noi am văzut lucrurile astea. Ajunse acolo, primul lucru de care te izbești e praful. Cobori din avion și nu poți să respiri, efectiv. Este cald, este mult praf, am prins într-o zi furtună de nisip, nu că nu vedeai la un metru, asta e o exprimare ca o zicală în poporul nostru, în România. Chiar nu vedeai la un metru, adică e real. Și ești, îți spuneam de inconștiență, Loredana, cred că e un pic mai curajoasă decât mine. Eu n-am simțit-o, acum o simt că are emoții, pentru că e în fața camerei. Fii atent, în Afganistan n-a avut nicio emoție. Eu eram cea care îi spuneam, dacă e cu rachetă, aveam procedură, să ne punem la pământ 2 minute, să ne ducem în buncăr, să ne ascundem, să așteptăm izolarea incidentului respectiv pentru a fi în siguranță în momentul în care ieșim din buncăr. Buncăr este peste tot în bază. Ajungi pe câmp, acolo unde trebuie să cauți mine și apar niște polițiști afgani cu armele sus și zici, o trage, n-o trage... Nu trag, dar nu știi dacă trag. Da, adică... Eu îmi imaginez ce ați trăit voi în astea 15 zile, pentru că durata este una foarte mare. Vă întreb dacă ați apucat să dormiți o noapte întreagă cap-coadă, nu știu, măcar eu 4 nu. ore, pentru că îmi imaginez că a fost o stare permanentă de tensiune. Nu, acolo, eu eram lângă aeroport. Noi stăteam fix lângă aeroport și în momentul în care auzi, sunt niște voci pe un megafon în bază care zic incoming sau outcoming. Și atunci știi dacă racheta depășește baza sau intră în bază. Deci, cam, e o chestie de genul ăsta. Procedura e mult mai complexă, dar n-am voie să o spun. E o procedură NATO. Ideea e că trebuie să fii atent la ce se spune acolo. Și le auzi pe toate. Sunt convinsă. În zilele astea. Și Loredana era doar cu... Dacă auzim, să luăm camera. Și face orice operator, da, are mai multă grijă de cameră decât de propria viață. Să luăm camera, nu, să filmăm. Am înțeles. Adică să filmăm, să putem să arătăm oamenilor realitatea de aici. Implicarea ei trebuie să o spună ea, adică e... O cunoaștem cu toții pe Loredana și sunt convinsă că deși telespectatorii nu știu exact imaginile filmate de ea, le-au remarcat pentru că nu ai cum altfel. Dar voi nu v-ați întors cu mâna goală, v-ați întors cu niște reportaje senzaționale, iată și această nominalizare. Și deși au mai fost jurnaliști în acea zonă, voi ați surprins un aspect despre care n-a vorbit nimeni până acum. Despre cât de puternice sunt femeile acolo, despre faptul că aveai la un moment dat o doamnă de 1,60 m care povestea cum ia ordonul unui pluton de bărbați de 1,80 m. Exact. Cum a fost să descoperi toate acele personaje incredibile și experiențele lor? Femei, orice femeie militară întrebi dacă este greu, o să-ți spună nu. Cu toate că în ochii lor vezi eforturile pe care le-au depus să dobândească respectul bărbaților pe care îi conduc sau cu care lucrează în calitate de colegi. Este o mândrie și în același timp poate o ușoară frustrare, pentru că suntem femei și știm de câte ori am fost puse în astfel de situații în care suntem
nu știu, subevaluate, habar n-am, nu vreau să victimizez în calitate de femeie, chiar nu ăsta e scopul încă meu. Încă ne luptăm, ca ne să luptăm zicem atât. Poate un pic mai mult uneori, poate un pic mai mult uneori decât bărbații. Femeile astea duc același echipament, au aceleași arme, au aceleași dispoziții și ordine pe care trebuie să le execute și nu se plâng niciodată. Și e o chestie extraordinară să vezi, eu cu o condiție fizică destul de bună, nu puteam să mă țin după ele și nu eram obosită. Femeile veneau din misiuni când vorbeam cu ele și nu puteai efectiv să te ții și cu un entuziasm. Uite, în momentul ăsta în imagini chiar o vedem pe Lavinia, comandant de Pluton, e cea de 1,60 despre care ai vorbit și atât de încântată era prima emisiune, urma a fi în Afganistan, atât de încântată era, uite aici este la ECP5, la poarta pe care ea are rolul de a păzi cea mai importantă poartă de intrare în bază. Și uite-te cum își mângâie tresele și numele și... Se face părul de găină, da, în momentul în care vezi imaginile astea. Crede-mă, sunt atât de pasionate și poate mai pasionate decât bărbații și se duc acolo să-și servească patria. Ăsta e singurul lor scop și este extraordinar. Se duc la biserică. Uite, Ramona conduce un tank în mod normal, dar aici conduce MRAP-ul pentru că în Afganistan nu sunt tankuri și merge în misiune cu această mașină cu care am fost și noi de 7 ori în misiuni, sanitar, Gabriela. Le știu pe toate. Sunt prietenele mele. Sunt convinsă pentru că știu că de multe implici în momentul în care realizezi un reportaj. Loredana mi-a zis că s-ar întoarce în privința ta. N-am niciun dubiu că te întoarce cu prima ocazie acolo. Eu vă simt pumnii să vină premiul, așa cum spunea Loredana, iar cei care vor să revadă materialul poate fi găsit pe observator.tv. Sigur că da. Important.